tuturor, astăzi am decât ca să vă prezint un tutorial în care o să vă arăt cum să vă schimbați imaginea cursorului vostru. Foarte ușor. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să intrați pe un browser. Ok. Dacă ați intrat pe un browser, trebuie să scrieți aici cursor pack. Eu deja am unul descărcat. Și care este ideea? Stați puțin că nu știu exact care sunt. Să alegeți unul anime reală, eu deja mi-am ales unul. Ia uitați, aveți aici anumite cursoruri, chestii. Mai aveți lucruri. Opa, n-am vrut să stau pe asta că nu e un cursor. În fine. Ok, da. De al doilea link, parcă e mult mai favorabil. Și de aici vă puteți selecta orice. Da. Suntem noi poate, da? Poate găsesc unul care să-mi placă, chiar dacă am unul. În fine. Uite, o să îl iau pe acesta. Acum, voi o să stați pe download, unde scrie aici, dar eu trebuie să deschid linkul într-o filă nouă ca să mi-l descarce. Deoarece, nu știu de ce, nu vreau să o iau, ia uitați. Ați bă, ce-i mă asta? Că e ultimul tip. Hai că da, hai că vreau să mi-l descarce. Și mie. Ia uitați, măcar la une vei putea găsi link. Nu știu, nu cred că a găsit pe el să-l tetezi. Stai de aici. Ok. Prea bine. Ok. Acum nu o să vă mai intereseze ăsta. Intrați unde s-a descărcat. Eu îl găsesc de obicei în descărcări, în downloads. Așa și voi căuta acum. El se descarcă sub o formă de 7-Zip sau de WinRAR. Să vedem noi măcar dacă găsesc ăla cu Ninja. Ia stați puțin de că mai am altul rătățit pe aici. Și mai era unul cu Silver, dacă nu mă înșel. Silver, uite-l. Asta. L-am tras pe desktop. Ce urmează să facem este să-i dăm extract. Stați puțin, nu extract, mai să extract here. Și, mamă, mi s-au scos toate stepă, dar mi se pare că e cam mare ăla. Ok. Acum, dacă nu doriți să le aveți să prestate pe tot ecranul, faceți aici un folder pentru că nu toate vor avea un folder în care să fie din nou păcate toate. Cred că am scris greșit cursor, nu mai contează. Ok, le păcăm pe toate aici. Acum, indicat ar fi dacă vă uitați la el, uite, ăsta are ceva care nu merge, de observ eu. Deci, nu cred că avem o aplicație care trebuie să alte teste, dar bine, îl stățim noi. În bine. Ok. Na, căutați orice fel de site care vreți voi. Cred că o să vă las un link în descriere pentru un site ceva mai bun. Ok, final de 3 minute. Ca să îl pui, trebuie ca să intri în la setările cursorului. Stați puțin, mai știu eu mă unde. A, da, gata, ne aduc aminte. Pentru a intra foarte ușor, trebuie ca să dați click dreapta pe personalizare, ultimul lucru. Iar acum care este ideea? Unele dintre aceste cursoare pot veni și cum e aici. Ia uitați, cum vedeți, mi-a venit cu tot cu un cursor, dar aici, cum vedeți, mi-a venit cu alt cursor. Bine, asta e o temă, eu mai aveam un cursor. Ne ducem la Games Mouse Pointer. Putem închide acum asta. Și aici găsim tot ceea ce avem noi nevoie. Vă puteți denumi oricum doriți cursorul. Trebuie ca să-i dați dublu click pe el. Să vă duceți pe desktop sau unde ați salvat voi folderul. Intrați în Insa Cursor. Și acum, normal select. Trebuie ca să luăm ceva normal, normal select, open.
Help select working background brochure in this pussy. So selectare te presi te plesisi e nu este dacă avem. Nu cred că avem. Mai ți asta. Text select. A venit text select? Pe bune. Ori sunt eu chiar, ori nu-l văd. În fine, da. Mai sunt și alte denumiri în fine, de ca să schimb se într-un vertical. Entwits, în fine. Entwits normal, select, unbelievable. Ok, vertical scissor. Horizontal. Horizontal. Orizontal. Și ca să căutați cât mai noi movie alternativa, ia găsi noi alternativa pe aici pe undeva. Normal select, link select. Ok, uitați Apple și cum vedeți s-a schimbat cursorul. Dacă tot vă puteți salva în temă și save time. Acum numiți cum doriți, cum doriți. Ca casi wallpaper. Na, am dat o lumină animerană pentru această temă. Voi puteți avea mai multe imagini și cu mai multe cursoare care se schimbe aleatoriu. În fine, eu am fost tutoriale.ro. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un subscribe. Este sigur clopoțelul tău cum mai târzi alte videoclipuri. La revedere!